Un incident grav a avut loc duminică după amiază la grădina zoologică din Bârlad. O tânără de 17 ani din localitatea Vasluiană Vindărei și prietenul acesteia, un tânăr din județul Suceava, au fost mușcați de un urs. Tânăra a fost prima care a sărit gardul de protecție și s-a dus lângă cușca ursului, dornică de un selfie cu animalul sălbatic. În momentul în care încerca să se fotografieze, animalul a sărit brusc și a mușcat-o de picior printre gratii. Alertat de țipetele fetei, prietenul acesteia a sărit și el peste gardul de protecție pentru a o scoate pe fată, însă a fost și el atacat de urs. Ambii au fost transportați la spitalul din Bârlad. Tânăra a fost internată la chirurgie, iar prietenul acesteia a primit îngrijiri medicale în secția de boli infecțioase. Din păcate, nu se respectă recomandările de pe panourile avertizoare, care menționează că este foarte periculos să te apropii de voliere și să treci gardul de protecție. Acestea sunt animale sălbatice și sunt imprevizibile. Nu este primul caz. Chiar acum câteva săptămâni, o mămică inconștientă a vrut să facă fotografii copilului de 3 ani. A mers la urs și a lipit copilul de volieră, iar ursul s-a repezit la cer mic, dar din fericire a smuls doar ghetuța, a declarat Adrian Cărăbăț, director grădina zoologică Bârlad.